Episod pe cât de sângeros, pe atât de neînțeles în județul Timiș. Acolo un bărbat a fost ucis, iar soția lui este în stare foarte gravă. Autor este un individ care a atacat apoi, aparent fără motiv, alte 4 persoane. Asasinul extrem de periculos a reușit să dispară într-o pădure și este căutat de sute de polițiști și jandarmi. Autoritățile au dus în zonă inclusiv un elicopter. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Imaginile filmate în parcul din Făget, unde cei doi soți au fost atacați de individul periculos, dau fiori. Oamenii zac întinși pe o alee și au rând pe tot corpul. Era ora 8 dimineața când, în timp ce alergau prin parc, bărbatul s-a năpustit din senin asupra lor cu un corp dur. Ambii s-au prăbușit sub ploaia de lovituri. Am văzut că domnul era deja jos mort și el dădea cu piciorul la doamna în cap. Și am zis, ce faci, mă, că ai morât oamenii, deci că așa trebuie. Am sărit pe geam să văd ce se întâmplă și când am ajuns în apropiere, îi lovea cu picioarele și cu pumnii. Când au ajuns medicii de la ambulanță, bărbatul era deja mort, iar soția lui abia mai respira inconștientă. În stare foarte gravă, ea a fost dusă la spital cu elicopterul. Am găsit-o într-o comă, Glasgow 6 puncte, inconștientă, cu un traumatism cranian sever, cu o otoragie destul de masivă stângă. După incident, suspectul, despre care polițiștii susțin că are 33 de ani, a fugit. A furat o bicicletă și a mers 5 km până în localitatea Temerești. Camerele de supraveghere de la intrarea într-un magazin l-au filmat. Era confuz și abia se mai ținea pe picioare, dar totuși extrem de violent, pentru că a lovit dur cu pumnii în ușa incintei. Secvențele au fost surprinse după ce înainte, la intrarea în localitate, bărbatul a bătut o bătrână care se sprijinea într-un toiac, doar pentru că ieșise în cale. Femeia asta, vecină de aici, a văzut că a venit unul cu o bicicletă, a întrebat ceva, nu știu, și i-a dat în cap și a picat acolo jos. O smânit bâta aia, o smânit atâta de tare, de... m-a speriat și a început să o lovească, dar fără milă. Și atât am zis, ce dai în ea, ce dai în ea? Și el s-a uitat așa urât la mine și iar a început să o lovească. Și când a lovit-o, când am văzut că ea o pica jos, mă spun drept, am fugit. După ce a pus-o jos pe bătrână, atacatorul a pus mâna pe bățul femeii și turbat s-a îndreptat spre următoarele victime, doi soți aflați la câțiva metri distanță. Iau bâta de la el, m-am luptat cu el, un seară de ceas m-am luptat cu el, nu ca așa, la bătăi. Bătăi de alea de oameni turbați, așa ceva n-am văzut. Om turbat cum l-am văzut, asta n-am văzut în viața mea. Plin de sânge, atacatorul a intrat ulterior într-un imobil ca să se spele. Îi cunoștea pe proprietari. O patrulă de poliție a ajuns acolo și a discutat cu el. A reușit însă să îi păcălească pe agenți. A furat din curte o mașină și a pornit în viteză. În goana lui a lovit cu autoturismul o a șasea victimă, pe proprietarul mașinii. Ca să îl oprească, polițiștii au tras 3 focuri de armă. Nu avem indicii clare de ce autorul, care a fost mobilul pentru care a mai vătămat și alte persoane, cu un corp contondent, după care a sustras un autovehicul, a forțat într-un fel un baraj, o semnalare a organelor de poliție, s-a folosit armamentul din dotare, nu s-a putut imobiliza, a continuat către zona împădurită. După ce a furat mașina, a condus câțiva kilometri până la ieșirea din localitate, a abandonat mașina aici și s-a făcut nevăzut. În prezent, sute de polițiști, jandarmi și mascați periază întreaga zonă. Ca să-l prindă pe bărbat, au fost aduși polițiști și din județele vecine. La căutări, autoritățile folosesc un elicopter și o dronă. Suspectul se numește Ionel Boldea. Individul a mai făcut probleme și în trecut. Acum 3 ani, pe când era ospătar, a atacat un client. N-a stat nicio zi la închisoare și a primit doar o amendă penală. Stai o săptămână internală la maxe faciale, cu ruptură nazală, cu sinusurile infundate și nu se face nimic. Din cauza asta a ajuns la chestia asta în continuare. Pentru că el tot făcea, tot făcea, lumea tot îl ierta, poliția îl ierta, judecătoria îl ierta și el tot îl făcea de cap. Individul mai este cercetat în alte 2 dosare pentru loviri și alte violențe. Cu toate datele, ni se alătură Roxana Tivadar. Bună seara, Roxana! Bună seara, pe urmele agresorului sunt acum peste 200 de polițiști. Pentru că individul este extrem de periculos, agenții au primit veste anti-înjunghiere ca nu cumva și vreunul dintre ei să-i pice victimă. Șefii polițiștilor nu mai vor să aibă de-a face cu un incident similar cu cel petrecut acum o lună, când un agent din Timiș a fost împușcat mortal de un infractor pe care încerca să-l captureze. Acum căutările se desfășoară în mai multe localități, iar zonele unde s-ar putea ascunde atacatorul sunt luate la pas de agenți. Pe de altă parte,
departe, medicii au transmis că femeia de 59 de ani atacată în parc a fost operată de urgență la cap. Intervenția a durat câteva ore. Femeia este și acum tot în stare critică la terapie intensivă. Atât de aici. La revedere! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.